Omul între vedere și mirare, între contemplare și credință. Ce nu putem vedea? Bine v-am găsit, dragii mei, într-un context în care sunt sigur, atunci când veți urmări aceste cuvinte, veți fi deja intrați în febra aceea pregătirilor pentru minunata sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Ne pregătim pentru a merge la bisericile noastre și pentru a primi Sfânta Lumină. E o perioadă în care cu siguranță s-ar putea să fi văzut deja sau să fi retrăit momentul acela al venirii Sfintei Lumini în cetatea Ierusalimului, chiar în interiorul mormântului celui de viață dătător. Deci, în acest context de sărbătoare mare a lumii creștine, mă gândesc să așez în inima dumneavoastră și în gândul dumneavoastră câteva lucruri pornind de la pericopa evanghelică ce se citește în noaptea aceasta și se va citi în noaptea Învierii în bisericile noastre în cadrul Sfintei Liturghii. Pericopa pe care o vom asculta va fi preluată din Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetele de la 1 la 17. De fapt, pericopa nu este altceva decât prologul Evangheliei Ioaneice. E un prolog ce debutează, bineînțeles, prin arhicunoscutele cuvinte: la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Recunosc că inițial mă gândisem să vă propun un dialog astăzi despre Logos. Însă, lecturând cu atenție pericopa aceasta, m-am gândit să mă opresc nu asupra primului verset sau asupra ideii de Logos, ci mi-am propus să vă invit să poposim asupra versetului 14. E un verset la fel de cunoscut, cred. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi. Și am văzut slava lui, slavă ca unia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. În acest context spuneam că mi-am zis și mi-am propus să nu vă invit asupra meditație asupra Logosului, de ce nu nici asupra ideii de trup, de sarx, ci mi-am propus să vă invit asupra ideii de a vedea. E o altfel de vedere. Noi despre a vedea am mai vorbit în întâlnirile noastre și totuși verbul pe care Sfântul Evanghelist Ioan îl așează în acest context este un verb cu totul și cu totul aparte, theaomai, și acest theaomai este un verb care cuprinde sensul acela de a vedea, dar cu nuanța de a contempla, privi cu mirare, de ce nu? E un verb în care ne raportăm oarecum la expresia pe care o avem când o privim la un lucru care conține o minune, în esență. El înseamnă oarecum sensul acesta și cuprinde sensul de a fi mirat, dar în același timp este interesant că nu prea îl întâlnim în Scriptura Vechiului Testament, în textul Septuagintei, mai ales în traducerea propriu-zisă, cât el apare în acele cărți din Vechiul Testament care vin în Scriptura noastră, în ediția românească, pe filiera Septuaginte. E vorba de acele cărți pe care noi le socotim în mod generic ca fiind, haideți să spun așa, anaginoscomena sau bune de citit. Și în Scriptura Vechiului Testament, spre exemplu, le întâlnim în cartea lui Tobit. Și aici, în cartea aceasta lui Tobit, unde se vorbește despre lucrul acesta, Tobit, în capitolul 13, în versetul 6, spune așa, aducând oarecum cuvintele acele lui Dumnezeu și cu raportare la cuvintele lui, de vă veți întoarce la el cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru, ca să umblați înaintea lui cu dreptate, atunci el se va întoarce spre voi și nu își va ascunde fața sa de la voi. Veți vedea ce va face El cu voi. Veți putea vedea, veți privi. Adică sensul pe care îl arată în contextul acesta este oarecum, știți, veți vedea minunea, veți trăi minunea. Același sens oarecum ni-l redă în aceeași carte a lui Tobit, în același capitol, în contextul în care în versetul 14, în traducerea noastră, versetul 16, în textul Septuaginte, în textul grecesc, spune așa,
O fericiți cei ce te iubesc pe tine, că aceia se vor bucura de pacea ta. Fericiți cei ce s-au întristat de toate pedepsele tale, că aceia se vor bucura de tine, când vor vedea toată slava ta și veșnic se vor veseli. Iarăși, nuanța pe care o cuprinde aici cartea lui Tobit este nuanța aceea de a vedea slava lui Dumnezeu, de a vedea în esență, de ce nu, minune. Când mergem spre Scriptura Noului Testament, într-adevăr, îl putem întâlni pe acest theomai cu sensul de a zări, de a privi, de a contempla, de a observa. Și mi se pare interesant modul în care însuși Mântuitorul Iisus Hristos îl folosește în Evanghelia după Matei, dar și în Evanghelia celelalte, pentru că e un context sinoptic, atunci când se adresează mulțimilor și întreabă: ce ați ieșit să vedeți în pustie? Au trestie clătinată de vânt, raportare la Sfântul Ioan Botezătorul. Ideea omului că, iată, ați ieșit să vedeți ceva, să trăiți un miracol, să experimentați, de fapt, un miracol. Mai târziu, în Evanghelia, după Sfântul Evanghelist Marcu, am avut sentimentul că acest theo mai devine oarecum o marcă a învierii. Pentru că el este folosit în capitolul 16 al Evangheliei după Marcu, într-un context în care se vorbește despre cei care au văzut pe Hristos înviat din morți. Pe de o parte, în versetul 11, și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, adică de Maria Magdalena, nu au crezut. Iar mai târziu, mai apoi câteva versete mai încolo, în versetul 14, în esență, se raportează la faptul că Mântuitorul i-a mustrat pentru că n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Adică n-au crezut pe cei care au experimentat minunea aceea a învierii. În Faptele Sfinților Apostoli, chiar în primul capitol, în versetul 11, el apare cu sensul aceea pentru a ne descrie faptul că ucenicii stăteau și vedeau pe Mântuitorul înălțându-se la cer. Iar îngerul întreabă: ce ați venit să vedeți? Iarăși o experimentare și o trăire autentică a minunii. Astfel încât mă gândeam că în contextul acesta al pericopei evanghelice ce se lecturează tocmai în noaptea învierii în bisericile noastre, suntem chemați de fapt să vedem altceva, să vedem minunea. Invitația pe care ne face pericopa evanghelică de astăzi este de a vedea nu doar minunea întrupării, că am văzut slava Lui, adică slava Lui Dumnezeu întrupat, ci suntem chemați să vedem și să trăim minunea aceea a învierii. De aceea mă gândeam că ceea ce nu putem vedea cu ochii trupești este ceea ce putem contempla cu ochii sufletești. Ceea ce nu putem simți noi ca oameni, putem simți prin vederea aceea duhovnicească. Astfel încât în contextul acesta al învierii Mântuitorului Iisus Hristos, suntem chemați în mod real nu să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat acum aproape 2000 de ani. Suntem chemați nu să comemorăm evenimentul de atunci, ci suntem chemați în mod real să-L vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos via din morți.